Deci eu chiar vreau să aflu cât mai multe detalii despre iubitul lui Alice, pentru că Alice, știți că Alice vorbește tot la telefon cu un băiat și am înțeles că îl cheamă David. Atunci dacă l-am spionat, vorbea cu un băiat pe nume David, i-a pronunțat și numele și eu vreau să aflu cât mai multe detalii. Vreau să aflu dacă s-au cunoscut sau ceva de genul, pentru că eu vreau să-i fac o farsă lui Alice. Aș vrea să mă costumez în iubitul ei, dar trebuie să-mi dea mai multe detalii. Sper că l-a văzut totuși, că dacă nu l-a văzut, de fapt ar merge și să nu-l vadă, pentru că dacă ea nu l-a văzut, eu pot să mă costumez absolut cum mi-aș dori, dar ar fi mai greu dacă l-a văzut, pentru că ar trebui să mă fac în așa fel încât să semene ca să-și dea seama, dar să sperăm că nu s-a întâlnit cu el în realitate, doar că l-a văzut așa prin online, pe FaceTime, pe ce să te ia, pe WhatsApp, pe toate alea, sincer, cameră. Dar acum chiar sunt curios dacă o să pot să, da, prima oară să vedem dacă Alice acceptă sau nu să spună că are un iubit, că practic Alice nu știu cât mai ține secret asta, dar astăzi o să aflăm treburile acestea și vreau să mă transform în iubitul ei, pentru că dacă m-aș transforma în iubitul ei, mai știți atunci cum m-am transformat în iubita lui Darusel, când Darusel a întâlnit el o fată, a fost foarte, foarte amuzant și chiar aș vrea să facem și de data aceasta cu Alice și trebuie să fac și eu altă voce, pentru că n-aș putea să fac cu vocea aceasta și mă gândeam tot așa ceva de genul, să fac o voce mai subțire, pentru că practic cred că David e un băiat mai mic, la fel de mică cât e și Alice, sincer, adică nu cred că ar fi un băiat mai mare, pentru că ar fi foarte ciudat, sincer, scrieți acolo în comentarii. Dar haideți să mergem acum la Alice. Prima oară vreau să vă spun că Darusel nu știu unde e, încă n-a ajuns acasă, adică încă nu mai e acasă, practic nu știu unde a plecat. Vedeți că aici este totul foarte gol. Aici știu că el n-are bani, n-are nimic în frigider, n-are burger, n-are nimic și probabil el s-a dus după burger pe la diner, dar ceea ce vreau eu să fac acasă, bine, nu vă mai zic nimic, o să vedeți când o să ajung direct la Alice, pentru că o să fie ceva super, super tare, să sperăm că mi iese. Țineți-mi acolo pumnii în comentarii. Așa, apropo, scrieți acolo în comentarii dacă credeți că o să iasă și dacă o să iasă, dacă vrei să o mai trollăm cât mai multe episoade, să nu fie acesta ultimul, aș vrea să nu-și dea seama, pentru că așa putem să facem cât mai multe episoade și ar fi super, super tare. Acum, hai să nu mai stăm mult la vorbă, să mergem repede spre Alice acasă, chiar sunt curios cum o să iasă, să sperăm că o să iasă foarte, foarte bine. Ok, uitați-vă puțin la Alice, ca de fiecare dată ea mă spionează pe geam, dar nu știu ce treabă are Alice, tot face așa, adică ea chiar n-are nicio treabă pe lângă, adică în loc să vorbească cu băiatul ăla cu care ea vorbește, ea stă să privească la geamă, asta preferă. Ok, mă duc acum repede aici, Alice, Alice, cioc, 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 Alice, ești acasă? A, ce faci, mă? Mamă, bă, stai, mă, ce vrei că dormeam? Unde dormeai, mă, Alice, că te uitai la geam, cum dormeai tu? Dormeai așa, te uitai la geam, dormeai și cu ochii deschiși, nu? Mă, ce ai, mă, că eu n-am nimic, nu, stăteam în pat. A, ok, deci eu pot să te cred într-un fel, pentru că văd că ai papuci ăștia în picioare, ai și aia pe cap, Alice, de dormit, hey, practic. Stai, tu nu știi ce bine mă simt în bătășeii mei. Ah, bra, ok, am înțeles, Alice, deci fii atent, Alice, hai să intrăm în casă, că ai zis, mă, stai, mă, tu dormeai? Da. Da, dormeai și ce căutai aici la geam, întrebarea mea, Alice, fix aici la geamul ăsta erai și te uiteai după mine, Alice. Mamă, cum adică, nu, da, hai zi de ce ai venit, că poate te dau afară, zi. Ok, Alice, vreau să întreb în primul rând, tu ai lipsă de ocupație, n-ai ce să faci de asta, să te uiți la geamuri? Da, eu nu, băi, ia zi, mamă, zi. Ok, bă, Alice, gata, m-ai speriat pe bune, adică, gata, nu mai faci așa cu mine, că eu ți-am cumpărat casa asta, sunt prietenos cu tine, Alice, tu ce faci? Nu mai interesează, că e pe numele meu, zi ce vrei. Ok, Alice, te-am enervat într-o zi pentru 24 de ore, dar nu te enervezi din nou, eu nu vreau să faci asta, sau acum vrei să mă enervezi tu pe el, să crezi că tu mă enervezi cum ar veni și, de fapt, eu să-mi faci un prank. A, poate tu îmi faci mie un prank, zi odată ce vrei, că deja mă enervezi. Mă, Alice, nu s-a nici un prank, ce prank să-ți fac, ok, acum am venit, Alice, vreau să te întreb ceva, Alice, mă, fii atentă. Știu că, adică, te-am întrebat frumos, tu ai lipsă de ocupație aici sau de ce te pe geam? Tu n-ai ce să faci altceva? Nu, acum vorbesc la modul serios, nu, vreau, chiar sunt curios, gen, dacă bai vreo, ce, de ce scuzi telefonul? Da, mă, am ce să fac, de ce? A, păi și tu, de ce, mă, în afară stai pe geam, Alice, ce ai tu de făcut, sincer? Să dorm, să mănânc, să merg la baie. Ok, și fii atentă, în afară, fii atentă, Alice, vreau să te întreb ceva, sincer, acum, Alice, știu ce secret ai tu, ce secret ascunzi, ce ai ascuns tu față de mine și de Darusel, de noi toți, Alice, știu ce ascunzi, pentru că te-am auzit când vorbeai la telefon, vreau să-mi spui, adică, pe bune, că eu vreau să te ajut, Alice, în treaba asta, vreau să te ajut să-ți meargă cât mai bine. Am înțeles că tu vorbești cu un băiat pe nume David, nu-i așa? Bă, da, mă, bine, m-ai prins. De ce? Așa, și te-ai întâlnit vreodată cu băiatul acela? Bă, păi, nu. A, nu te-ai întâlnit și nu te întâlnești cu el? Ce faci? Așa, doar vorbiți sau ce faci? Păi, cam așa ceva. Mă, ce faci, mă, bă, Alice, gata, ce-i, mă, cu covorul? Bă, tu îmi furi covorul, ia și pune-l înapoi. A, păi, da, tu, bă, okay, pune-l, deci, tu... bă, la loc. Ok, Alice, da, am înțeles, cred că, ok, cred că din cauza aceasta nu se întâlnește băiatul acela
la cu Alins, pentru că Alins, uitați ce ciudat e. Mă, Alins, vreau să te întreb ceva, păpune, tu nu te întâlnești cu băiatul ăla niciodată? Nu, mă, nu, nu m-am întâlnit, de ce? Și nu te vei întâlni? Asta te-am întrebat acum. A, păi nu știu, cred că, da. Păi și... De fapt, eu i-am dat locația, acum eu nu știu. A, bă, adică el știe unde stai, mă, tu, bă, tu te-ai cunoscut cu el pe internet și el știe deja unde stai? Păi da. A, și tu știi unde stai el? Păi nu. A, păi, deci da, tu nu știi, ok, deci să nu faceți ca Alins, să nu dați la când necunoscuți locația, pentru că nu e bine. Ok, Alins, fii atentă, vreau să te întreb în felul următor, dar măcar știi cum arăți, ți-a arătat cum arată? Bă, păi, da, mi-a trimis odată o poză, avea, stai puțin, Alins, stai puțin, că trebuie să caut ceva pe aici, stai să mă spăl și eu pe mâini, ok? Mă lași să mă spăl pe mâini? Da. Bă, nu e bine că dacă, deci și planul meu o să meargă din ce în ce mai greu, pentru că Alins, dacă l-a văzut și acum vrea să-mi spună cum arată el, o să fie ceva mult mai nașpa, pentru că o să fie greu, că probabil știe cum arată și nu știu dacă o să fiu exact la el, dar încerc să reproduc să fie totul foarte, foarte bine, dar haideți să o vedem totuși. Dacă nu l-ar fi văzut, ar fi fost mult mai bine, dar în fine. Ok, gata Alex. Ce faci, mă? Da, mă uitam la perete. Deci așa, stai așa, îți ziceam, deci mi-a trimis odată o poză cu el. Așa, ți-a trimis o poză cu el și mai știi cum arată? Da, deci avea o bluză de asta maro parcă, pantaloni albaștri, ochi căprui și ceva albastru în păr. Bluză maro, pantaloni albaștri, ochi căprui, e sigură că așa arăta? Da, mă, da, hai gata că plec. Mă, stai puțin că vreau să te mai întreb. Ok, mi se pare că ar fi din ce în ce mai greu, fiindcă eu n-am chestii de genul acasă, dar probabil cred că mă minte, mă, nu știu care este treaba. Eu n-am chestii de genul. Mă, ce cauți aici? A, uitați-vă puțin, adică cine s-ar întâlni? Chiar n-aș vrea să se întâlnească David cu ea niciodată, pentru că ar fi foarte, foarte nașpa. Mă întâlnesc eu acum și ar trebui să, da, ați înțeles care este treaba. Dar trebuie să mai întreb încă o dată, că eu nu prea am înțeles, de fapt am și uitat, mă, care e faza. Mă, Alice, stai puțin. Ce vrei, mă? Mă, Alice, cum ai zis că n-am înțeles? Mai zi o dată, mai repetă. Deci așa am zis, pantaloni negri, bluză albastră și ochi căprui. Bă, Alice, mă mai minți, da, prima oară... Da, ceva albastru, bă. Dar prima oară de ce mi-ai zis altfel? Mi-ai zis cum arăt? Bă, dar parcă nu mai știa. Ia, hai, pleacă-mă de aici mai rapid. Bine, gata, știam, mă, fii atentă, mă, Alice. Ok, gata, plec acasă. Fii atent, Alice. Bă, ok, știți care este faza? Eu trebuia... Mă, Alice, cioc. Alice, vino repede, că vreau să te mai spun ceva, am ceva de spus, Alice. Mă, ce faci, mă, ce mi-ai zis așa? Hai, mă, zi odată, ce vrei. Așa, Alice, fii atentă, vreau să spun că Darcel ne-a invitat într-o jumătate de oră, adică Darcel nu e acasă, nu știu pe unde, mi-a zis să venim la diner într-o jumătate de oră la restaurant. Bine, hai că mă pregătesc, pa. Vii? Ok, bine, pa. Mă, este bine pentru că vine, dar trebuie să am 30 de minute de... Ok, eu am 30 de minute la dispoziție, jumătate de oră, trebuie să mă pregătesc, să mă costumez totul foarte, foarte bine, să vedem dacă am acolo prin garderobă niște haine, cum a zis, mă, ia, deci am zis că ar trebui să fie ceva de genul, dar cred că ar trebui să apelez la magicianul pe care îl cunosc eu, pentru că trebuie să-mi schimb și fața și ar fi mult mai greu, dar a zis ceva cu pantaloni negri, bluză albastră, ochi căprui și părul, nu știu, nu mai știu, nu cred că a zis de păr sau a zis ceva de păr maron, nu mai știu, a zis ceva cu o șuviță, ceva albastră, nu mai știu sincer, dar a zis că dau un telefon la vrăjitorul meu și să-mi pun acolo în garderobă să ne schimbăm foarte, foarte bine, să sperăm că o să fie asemănător cu băiatul pe care ea l-a văzut cu David, practic, sau poate a uitat totuși cum arăta și nu o să-și dea seama, ar fi foarte, foarte bine ca să ne iasă planul așa cum ne-am propus. Ok, gata, să sperăm că totul este foarte bine. 3, 2, 1 și hai să ne ducem acum la baie să ne uităm în oglindă cum arătăm. Chiar sunt curios, sper să fie totul foarte bine. Bine, nu știu exact cum arată, dar hai să vedem. Mamă, opa, o mamă cum arată. Bă, dar Alice, vedeți că Alice chiar are un băiat ca lumea, chiar arată frumos băiatul acesta. Uitați-vă puțin ce skin mișto, cum arată cu caracterul ăsta, cu șuvița aia în păr, cum arată cu albastru, cu hanoracul, cu toate chestiile de genul. Bă, Alice are gusturi la băieți. Nu știu, scrieți-mi acolo în comentarii dacă Alice are gusturi sau nu la băieți, pentru că bă, arată bine. Ia să ne uităm și de la spate, mamă, dar să sperăm că cam așa arată, pentru că n-aș putea să reproduc 100%, dar poate nu-și dă ea seama, poate, pentru că nu l-a văzut niciodată, l-a văzut o singură dată, așa cum a spus ea, dar acum trebuie să merge, ok, deci eu nu mai am, știți, că dar se, de fapt nu, Alice, deci Alice mi-a aruncat mașina, dacă ne uităm în partea aceea, ne ducem acolo foarte frumos aici, pe plajă, cred că o să fie mașina mea undeva prin apă, deci, da, vedeți, acolo în partea aia e mașina mea, na, până n-am ce să fac, trebuie să-mi cumpere altă mașină, nu știu cum o să fac eu rost, pentru că n-aș vrea să-mi cumpăr o mașină, dar, da, haideți să mergem acum la Alice, să vedem dacă ea încă e acasă, să ne uităm în
partea aceasta pe aici, dar de fapt nu, trebuie să mă duc repede la diner, pentru că dacă m-ar vedea așa, cred că n-ar fi foarte bine, dar mă duc acum repede la diner să vedem care este faza, dacă ar fi totul foarte bine și să sperăm că planul o să iasă așa cum ne-am propus. Gata, mă, să mă duc repede să nu întârziem toate astea, mă. Ok, uitați-vă puțin la listă, Alice deja a ajuns la diner. Bă, frate, nici n-a trecut jumătate de oră, i-am zis să vin mai devreme și ea deja s-a pregătit, au trecut 15 minute, mai mult atât n-au trecut, sincer, dar nu știu care este faza. Ok, vreau să mă duc așa să mă pun undeva, cred că mă pun la o masă pe aici, deci ea s-a pus în partea stângă, mă pun în partea dreaptă și să vedem dacă o să vină ea, dacă o să suspecteze ceva, dacă își dă ea seama. Chiar sunt curios pentru că treaba aceasta, dar... Bă, parcă seamănă cu David, mă, ia să-i... Mamă, ok, deci Alisa... Bă, alo, David, de ce nu ai spus că vii și tu aici? Alo, cine ești? Bă, cum adică cine sunt? Hei, ești Alice cumva? Da, mă, da. Dar ce cauți aici? Că eu nu ți-am spus că o să vin eu aici în oraș la tine, nu ți-am spus. Ce cauți tu aici? Păi, da, de ce nu mi-ai spus? Păi, da, voiam să-ți fac o surpriză să vin la tine pentru că mi-ai dat locația și eu vreau să spun să vin la tine, dar îți place cum arăt? Arăt ca în poză? Da, da, e exact la fel, dar hai că mă duc să iau ceva rapid de mâncare pentru tine. Federico, treci în coa, bă, că acum dă mâncare, bă, dă mâncare! Mamă, deci dacă chiar ar veni David, uitați-vă puțin la Alescu de rea, e cum face, că e nebună, bă, dacă pe bune că e fană nebună, deci dacă ar veni David în persoană, chiar el, cred că s-ar speria și să sperăm că nu o să vadă niciodată David, pentru că mi-ar fi milă, sincer, de David. Scrieți-vă acolo în comentarii dacă vouă v-ar fi milă de David, pentru că mie, da, mi-ar fi milă, dar, bă, dar ce face, mă, aia acolo, uitați-vă puțin la ea, deci sperăm că nu și-a dat seama, ți-a rostit în felul următor. Ea a zis că arăt cam poze, că ceva de genul, că ok, deci e bine, înseamnă că am decurs foarte, foarte bine și acum vreau să aflu mai multe detalii despre ea, când mai multe chestii, să vedem ce vorbea și cu David, vreau să o duc și undeva. Fii atent că am mers acolo și am vorbit cu Federico, da, și uite, ia aici, ia aici, și ia aici, și ia aici, aici. Ce faci, Alice? De unde ai tu banii ăștia? Cum, de ce îmi dai bani, Alice? Dar nu eu trebuia să te scot aici, să-ți cumpăr ceva? Poți să-mi dai un Felipe de pizza. Da, poftim, dar îți dau banii înapoi pe ea, adică cât a costat? Nu, că nu s-a mei. Cum adică nu sunt? Păi și ai cum sunt? Te-ai furat? Trebuie să mă duc. Da, deci dacă chiar ar veni David, dacă chiar ar veni un băiat, chiar n-aș vrea să dea Alice de vreun băiat, adică un băiat să dea de Alice, practic, pentru că ar fi foarte nașpa, adică uitați-vă la ea, nu știu care, ce face ea acolo. Mă, Alice, de ce nu te mai văd? De ce ți să văd doar ala de la vei pe tine și... bă, dar s-a duțit, Alice, stă în pijamare, bă, Alice, nu mai iese din pijamare. Alice, te văd, știu că ești tu aici. Da, uitați, da, deci chiar nu, chiar... Alice, te văd, Alice, ce faci, Alice, mă auzi? Ok, deci este foarte ciudat, Alice, uitați-vă puțin cu... Alice, mă ce faci, Alice? Ce? Nu te aud, Alice? Nu te-am văzut, bă. Cum adică nu m-ai văzut? Păi vorbi cu mine până acum. Cum adică, bă, nu te-am văzut gen acum, da, știi? Tu ai puteri magice, ce ai tu? Eu, nu, cum adică, acum am venit de la baie de acolo. Ok, Alice, hai să me... Federico, te-am zis să tai milk și-ai coala. Uitați, bă, da, chiar n-aș vrea să dea vreun băiat de Alice. Uitați-vă cum se comportă. Se comportă foarte, foarte ciudat. Bă, da, e comic, e amuzant, dar în același timp e cam trist, sincer, pentru că ar fi foarte rău. Uitați-vă puțin, adică distrugești toate alea pe acolo. Alice, știi ceva? Vreau să spun ceva, Alice. Vrei să-mi... Alo, da. Vrei să-mi prezinti și mie casa ta? Da, hai. Ok. Mă, uitați-vă ce entuziasmat e Alice. Este foarte entuziasmat, nu știi. Hai, treci în coa. Gata. Hei, ce? Da, unde-i scos mașina asta, Alice? Mă, dar tu ai puteri magice și tu cum conduci la vârsta ta? Nu ești cam mică? Nu, hai, treci în coa, e mașina unui prieten. Ok. Alice, tu mi-ai spus că n-ai niciun prieten. Cum adică ai prieten, Alice? Vezi că știi că eu sunt gelos. Nu, un vecin. Asta e casa ta? Da, uite, am și mașină. Păi și cum ai, de ce la mașina prietenului tău? Alice, vezi că mă super pe bune și lasă mai vreo cu tine. Nu, e un vecin. Ok, cum spui tu? Ok, dar arată-mi și mie pe vecinul rol tău, pe bune. Hai, ia trecem cu a. Păi unde mergem, Alice? Ia să vedem, ia, mă duci undeva, ia, unde mă duci? Mă duc la vecin. Nu vreau să dau cu el. Nu, Alice, mi-e rușine, Alice. Păi, dar mai spus că vrei, uite. Nu mai. Deci vii aici, așa, uite, dă-te jos, uite, da. Așa, deci te dai jos și uite, vii pe aici, da, uite. Intrăm așa peste el, că nu ne pasă. Cum să intru? Eu rămân aici la ușă, n-am cum să intru în casa oamenului. Wow. Alo, tu intri, că nu ne pasă, de ce crede el? Ok, așa? Hai că am intrat în casa omului și acum ce fac? Uitați-vă puțin, deci Alice mă bagă în casă, bă, uitați-vă ce mi-a... am înțeles, deci ce-ar face Alice? Ar băga pe toată lumea în casă la mine. Am aici o chitară și... Alice,
cânti, dar nu mi-ai spus că tu cânti. Păi da, nu că nu cânt, am luat-o de la vecinul. Așa, uite, uite, putem să ne uităm la televizor. Alex, nu erau niște... Alex, de ce ai furat lucruri? Uitați-vă puțin, deci mi-a furat lucruri, ok. Alex, mă auzi? Hai, vino aici, că-ți fac cunoștință cu prietenul vecinului. Uite, te duci aici. Păi da, intri. Alex, ai spus că mă duc la vecin, nu la prieten. Păi da, mă, da, nu contează, că întâi trebuie să-l întâlnești pe el, îl cheamă Ion, intră acolo. Ion? Cine Ion? Așa, și du-te pe Discord și apelează-l pe Ion. Ok, îl apelez acolo pe Ion, ia să vedem dacă ne răspunde. Așa, nu răspunde, asta e, hai jos. Da, nu răspunde, uitați-vă puțin ce face Alin. Deci Alin sus, Alin. Da, stai așa că nu cred că are nevoie de astea. Ok, deci Alin se comportă ca la ea acasă. Ok, deci este foarte, foarte stresant. Cine ar pune chestiile alea înapoi? Adică nu înțeleg de ce fură toate chestiile alea. O să am o discuție cu ea foarte serioasă când o să vin, când o să fie eu practic normal. Pentru că acum trebuie să vedem, bă, eu de ce am urcat aici? Stai puțin că după pare că am suspect sincer. Alin, ce faci? Uite, mă și aici la ăsta. La ce te... Alin, da, stai puțin. Arată și mie casa ta. Ce mai ai dus aici? Că nu e casa ta asta sau asta e casa ta? Da, nu ai în cameră la vecinul să vezi cum îi... Și să-l vezi și pe vecinul, uite. Bă, Rafaele, bă, unde... Rafael, bă, stai așa că nu are nici el nevoie de ăștia. Ei, Alex, nu mai fura lucrurile de la om, că nu e frumos, după trebuie să-și Bă, nu, că le împrumut pe o durată nedeterminată. Ok, da, Alex, vreau să te întreb ceva. Da, bă, stai așa, cum suni acum? Ia, mai vorbește. Alex, vreau să te întreb ceva. Bă, da, ce ai cu mine? Bă, tu suni diferit. Nu, bă, ia rămâi tu în casă aici. Da, sunt răcit, Alex. Da, uitați-vă puțin la... Mamă, dar nu e bine că s-ar putea să-i dea seama. Cred că și-a dat seama într-un fel, sperăm că nu și-a dat seama. Ok, trebuie să mă duc după ea la ea acasă și... Da, bă, eu chiar sunt răcit, sincer, chiar sunt răcit. Ok, trebuie să mă duc acum acasă să vedem la ea, să vedem cum o să fac. Da, uitați-vă că iar să uită pe la... Da, bă, dar ce-a făcut, mă, asta? Uitați-vă unde a parcat mașina, nu, că e nebună, pe bune, sincer. Ok. Alice, ce faci, Alice? Uite, stăteam și eu pe aici. Te-ai supărat pe mine, Alice? Nu, că a fost un test atunci să văd dacă chiar ești tu. Dar lasă că ai trecut, vină. Păi, cum adică? Tu nu mă mai cunoști, am vorbit atâta timp și tu nu mă mai cunoști. Numai ți-am arătat și poză cu mine, tu n-ai fost atent la ce poză ți-am trimis. Ba da. Hai, du-te acolo, așa. Nu mai da mine, uite să băsim cum faci, deci ia, dă... Stai, și servește-te din asta. Eu mă duc să mă asigur de vina vecinului. Da, să mă asigur. Ok, am uitat să fac vocea și sper bine. Nu m-am auzit că a plecat. Oricum, dar uitați-vă ce nebună e cum face toate treburile acestea. Este foarte, foarte enervantă totuși. Adică nu știu care este faza, dar totuși, haideți să vedem cum o să facem în continuare. Pentru că eu a zis într-un fel, adică practic le putem să facem în continuare. Și a zis că într-un fel sunt David și toate astea. Nu știu ce aș putea să mai zic sincer, dar să vedem dacă vine aici să-mi stai așa, deci înainte să mă prezint eu pe aici. Hai să-ți arăt ceva ce fac eu mereu cu vecinul. Ce fac? Cum adică ce fac? Ok, sună foarte suspect ceea ce a zis, dar... Alice, să fii atent. Da, hai, urcă. Ce vrei să-mi arăți? Arată-mi, hai să vedem, am urcat. Mamă, Alice, asta e mașina ta, este foarte frumoasă mașina ta, știi ceva? Da, mulțumesc. Ia uite, aici e colecția de mașini a vecinilor. Păi, dar ce caută în apă mașinile lor? Păi, când mă enervează, le aduc aici. Se odihnesc. Ok, Alice, mă cam speri, sincer, eu cred că o să plec acasă, că m-a să mă mașina mea. Ce? Păi, acum adică, și deja gata? Ce? Nu te aud, Alice. Mă, dar pe n-am întâlnit și deja gata. Alice, Alice, eu voiam să-mi prelinzi casa tata, eu trebuie să plec acasă, Alice, pentru că m-a sunat mama mea, trebuie să plecăm, pentru că ei sunt pe aici prin oraș și o să mă duc la mine în oraș și înapoi. Bine, hai că vin și eu la tine într-o zi, hai. Da, uitați-vă puțin cum face, dar data viitoare, vreau să facem aici, pentru că am zis, ok, nu, chiar în ziua asta, nu mai vreau, că deja mi-a dat foarte mari, foarte mari dureri de cap, vreau ca data viitoare, când o să mai vin ca David aici, vreau să-i prezinte casa lui, adică să-mi prezinte mie casa cum are pe acolo și să vedem, să ne mai spună câteva lucruri interesante, să mai mergem prin anumite locuri, uitați-vă puțin la ea cum face. Da, nu mai zic nimic, sincer, scrieți-mi acum în comentarii dacă vreți, dacă sunteți curioși să vedeți partea a doua în care îl va întâlni din nou pe David. Bine, David care nu e David, dar poate într-o zi o să vină și Davidul adevărat, dar să sperăm că nu prea cu... Ok, nimic suspect.
Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postez.